Pentru a institui o legătură cât mai rapidă și ușoară cu vâlcenii aflați în diaspora, Primăria Râmnicu-Vâlcea a creat adresa de e-mail diaspora@primariavl.ro, prin intermediul căreia pot face solicitări privind emiterea actelor de stare civilă, modalități de plată a unor obligații către bugetul local, oportunități de investiții, informații despre evenimentele locale și așa mai departe. Totodată au fost desemnați funcționarii din principalele departamente ale primăriei, care să furnizeze cât mai rapid și complet informațiile solicitate în vederea formulării și transmiterii răspunsurilor. Adresa poate fi accesată și din secțiunea Contact a site-ului Primăriei Municipiului Râmnicu-Vâlcea la adresa www.primariavl.ro. Imediat ce am făcut public acest demers, am și primit, în cursul zilei de ieri, am primit două solicitări de informații, două persoane, cineva din Regatul Unit al Marii Britanii și cineva din Germania. Ambele solicitări vizau partea de evidența persoanelor, documente care sunt eliberate de acest departament și trebuie să vă spun că în cursul aceleiași zile am și dat răspunsurile, deci persoanele respective au primit răspunsuri în decurs de câteva ore. În același timp, continuă legăturile și discuțiile între conducerea primăriei municipiului cu râmnicenii din Râmnicu-Vâlcea, locuitorii orașului. Astfel, miercuri, 1 februarie, primarul Mircea Gutău va fi la dispoziția celor care au de rezolvat probleme din domeniul administrației locale. Prima sesiune de audiențe din acest an este programată la ora 8 în sala de consiliu, unde primarul va fi la dispoziția râmnicenilor care au de rezolvat probleme de administrație locală. Înscrierile în audiență se fac la Centrul pentru Informarea Cetățenilor din strada General Magheru, numărul 25, parter, sau prin e-mail pe adresa primaria@primariavl.ro, iar solicitările vor viza doar probleme ce sunt de competența Primăriei Municipiului Râmnicu-Vâlcea. Persoanele care se înscriu în audiență trebuie să facă dovada faptului că au depus în prealabil o cerere căreia i s-a răspuns negativ sau la care nu a primit răspuns.